Activiștii de mediu trag un semnal de alarmă privind apariția unui nou tip de poluare. Pe măsură ce localnicii și turiștii au fost sfătuiți să poarte echipamente de protecție menite să oprească infectarea cu virusul SARS-CoV-2. Care sesiune de monitorizare a deșeurilor marine de pe plajele românești ne aduce câte o surpriză. Iată, de anul acesta și în contextul pandemiei COVID-19, am identificat numeroase măști de protecție. Doar pe sectoarele pe care noi am făcut monitorizarea am identificat 24 de astfel de măști, dintre care una de material textil. Echipamentele de protecție, atât de importante în această perioadă pentru salvarea vieții, ar putea ajunge în scurt timp să fie extrem de dăunătoare pentru mediul înconjurător. Este un efect mai puțin cunoscut al pandemiei, asupra cărora voluntarii de mediu trag deja un semnal de alarmă și spun că situația e îngrijorătoare. Durata de viață a măștilor sanitare aruncate este de 450 de ani, fapt ce face ca ele să fie niște bombe cu ceas ecologice, mai ales în condițiile crizei climatice care afectează planeta de ceva vreme. Odată ajunse la contactul sau la interfața mare uscat, ele sunt ușor transferate către partea marină. Și în felul acesta ajungem iarăși în apă. Cele care plutesc în masa apei sunt greu de detectat și de depistat, cu atât mai mult greu de recuperat. Voluntarii de mediu de la Mare Nostrum au stabilit că monitorizarea porțiunilor de plajă din octombrie arată o scădere a cantității de deșeuri față de aceeași perioadă a anului trecut. Explicația probabilă pentru această evoluție are legătură cu măsurile restrictive impuse ca urmare a pandemiei de COVID-19. Că în luna septembrie 2020 au fost înregistrate cu aproximativ 12.000 de deșeuri mai puține față de luna septembrie a anului trecut. Acest lucru poate fi pus pe seama tuturor restricțiilor ce au fost impuse în toată această perioadă în contextul pandemic. În total, pe plaje au fost descoperite 21.000 de deșeuri diferite, cu 12.000 mai puține față de raportarea din toamna anului trecut.